Vin 4 meciuri pentru echipa națională, 4 meciuri în 10 zile. E o premieră până acum. Cum crezi că ne vom descurca, cum crezi că va gestiona Edi acest debut de preliminari în Liga Națională? Așa, din discuțiile care le-am avut cu selecționerul, îmi pare un tip foarte abil, un tip foarte deștept, un tip foarte uman, așa, foarte apropiat de jucători și cu siguranță va gestiona foarte, foarte bine acest vestiar, acest jucător pe care îi va selecționa și cu siguranță vor da maxim. Este un antrenor care are discurs, care poate impune și poate da o amprentă deosebită acestei echipe și avem nevoie de rezultate și cred că ușor, ușor le vom regăsi aici. Grupa, cum ți se pare? Greuță, orice mi se pare greu când vine, când ține cont de echipa națională, intensitatea și momentele echipei naționale când joacă sunt unele și totuși cu totul deosebite. Am luat parte la astfel de jocuri, știu ce înseamnă să joci pentru echipa națională, fiecare echipă este foarte bine pregătită și atunci jocurile au o intensitate, un dinamism și o valoare aparte.